fost un eveniment spectaculos, cu bune și rele, cu rele în sensul că vremea nu ne-a ajutat într-una din zile. Însă am avut cele mai tare echipaje din România, cu cei mai buni piloți, public am avut, slavă Domnului. Iar ultima zi aceea în care am avut trialul, iată că este soare, ne putem bucura de căldură, ceea ce înseamnă că este perfect. Și mulțumim mult publicului din Târgoviște, din Dâmbovița, pentru că a fost prezent aici trupa care este absolut fenomenală. Au venit mai multe echipaje la trial decât au fost înscrise în cele două zile de competiție, dar întotdeauna așa este, la fiecare etapă sunt mai multe echipe la trial. Suntem mulțumiți de cum a ieșit evenimentul și sperăm ca în fiecare an să avem un eveniment mult mai bogat în participări, da, să avem mult mai multe echipaje la start. Etapa din Dâmbovița, campionatului național de off-road, nu s-a lăsat cu evenimente neplăcute, afară, bineînțeles, de daunele suferite de autovehicule, unele dintre ele cifrate la sume de mii de euro. Totul face parte însă din fenomen. Off-road-ul e un sport pe cât de spectaculos, pe atât de costisitor. A ieșit foarte bine, zicem noi, ne bucurăm că toți concurenții au ajuns cu bine la final. Ne bucurăm că vremea ne-a oferit de toate pentru toți, soare, ploaie, frig, iarăși soare. Iată că am ajuns în ultima zi de eveniment, în ultima zi de concurs, după aproape 600 de kilometri parcurși de concurenții celor trei clase. Bucuroși că nu am avut niciun fel de probleme, bucuroși că lumea s-a simțit bine, bucuroși că putem bifa în curând încă un eveniment reușit pe harta municipiului Târgoviște, respectiv a județului Dâmbovița. Mulți oameni astăzi. Mulți oameni, lucru care mă bucură. Cred că și mulțumită promovării pe care am făcut-o și aici mulțumiri speciale tuturor partenerilor media care au fost alături de noi. Lumea a venit din ce în ce mai mult, începe să înțeleagă fenomenul și chiar să-l și aprecieze. Postul nostru a fost partener media al evenimentului din județul Dâmbovița. Echipele noastre au însoțit pe concurenți de la momentul startului oficial până la festivitatea de premiere de duminică după amiază.